O clădire impozantă, încărcată de istorie, dar și de tradiție culturală, Palatul Cultural Teodor Costescu este o instituție ce oferă cetățenilor o gamă variată de activități culturale. În urma proiectului de reabilitare, numărul de participanți la evenimente culturale a crescut considerabil și a devenit astfel o carte de vizită pentru orașul nostru. Proiectul de reabilitare a fost distins la Gala Fondurilor Structurale cu premiul întâi. Ne aflăm în sala Clubului Artelor a Palatului Culturii și trebuie să spunem și să specificăm severinenilor că nu numai sala Clubului Artelor, dar toate sălile Palatului Culturii sunt în urma renovării și în urma investițiilor care s-au făcut în această instituție foarte importantă de cultură, avem activități diversificate, de la lansări de carte, la expoziții de pictură, la manifestări dedicate folclorului, așa cum este sala Mehedințeană, de exemplu, sau sala Gheorghe Anger, unde se întâmplă expoziții. Numărul iubitorilor de artă și de cultură a crescut în ultima perioadă, mai ales după renovarea palatului și trebuie să vă spunem că asta ne onorează. Aici, în sala Clubului Artelor, se întâmplă activități diverse, de la lansări de carte, la expoziții, la tot felul de concerte chiar, și astfel invităm, de exemplu, severinenii la următoarea manifestare care va urma, este Ziua Internațională a Poeziei și a Francofoniei, este un spectacol foarte frumos, ușile sunt deschise pentru toți severinenii și avem pregătit, că știți că poezia merge mână-mână cu muzica și cu toate artele, o expoziție de pictură și un concert de muzică clasică al elevilor de la Ștefan Paulian. Palatul Culturii Teodor Costescu dispune de mai multe săli de manifestări expoziționale și culturale. Sala Mehedințeană ne întâmpină cu expoziții etnologice, costume populare, dar și meșteșuguri. Clubul Artelor este sala care găzduiește expoziții de artă plastică, întruniri literare, dar și dezbateri. Sala Clubului Artelor, cum v-am mai spus, este și o galerie de artă. De fapt, cam în primul rând este o galerie de artă. Așa că aici au expus nume sonore ale artei plastice severinene și nu numai din Severin. Artiști plastici consacrați, Aurel Gârjoabă, Aurel Petrescu și mulți alții. Următoarea expoziție foarte importantă la Clubul Artei este a lui Firulović, un artist plastic din Serbia, foarte cunoscut, el cochetează de altfel și cu muzica. Va fi o expoziție, într-adevăr, pe care severinenii, cred eu, o așteaptă de foarte multă vreme. Expozițiile de fotografie, de asemenea. Am avut expoziții de fotografie, tot la fel, artiști fotograf foarte importanți, iar următoarea expoziție de fotografie este a unui artist fotograf din Târgu Jiu. Iată că noi avem colaborări și cu celelalte instituții și mă refer aici cu muzeul din Târgu Jiu. Acest artist fotograf a venit cu o expoziție document, o expoziție inedită, și anume despre conacele motrișorenilor, cum să vă spun, ceva, este o expoziție mai mult semnal de alarmă pentru faptul că aceste conace sunt pe cale de dispariție și ele trebuie, de fapt, salvate. Iată că complexitatea Clubului Artelor, a Palatului Culturii în general, este foarte mare. De asemenea, sala de spectacol este spațiul unde ne putem bucura de spectacole de teatru, dar și concerte, iar în sala Virgil Ogășanu au loc conferințe, dar și filme. Sala expozițională Gheorghe Anghel găzduiește expoziții remarcabile prin expresivitate, creativitate, dar și evenimente culturale, cum ar fi lansări de carte sau mici ateliere de pictură. Ne aflăm în sala Gheorghe Anghel, a Palatului Culturii Teodor Costescu, sală care de fiecare dată găzduiește expoziții ale artiștilor atât din județul Mehedinți, de la Uniunea Artiștilor Plastici Drobeta Turnu Severin, dar noi promovăm aici și artiști din România, din străinătate, bineînțeles colaboratori ai Palatului Culturii Teodor Costescu. De asemenea, toate expozițiile care sunt găzduite de către noi aici vin în întâmpinarea publicului severinean. Sunt făcute pentru oameni, pentru iubitorii de artă,
îi așteptăm de la cei mai mici, de la tânăra generație până la cei deja avizați sau care au o părere despre ce înseamnă arta în general. În afară de sala Gheorghe Anghel, există și foaierul alăturat, care, de asemenea, găzduiește evenimente tot dedicate expozițiilor, dar și altor evenimente culturale pe care Palatul Teodor Costescu le oferă severinenilor. Cum ar fi expoziții, lansări de carte, mici ateliere de pictură organizate de copii sau de începători, diverse activități care ajută publicul să iubească arta sau să își formeze o părere sau să-și cultive gustul pentru artă. Palatul Culturii Teodor Costescu vă așteaptă să-i cunoașteți istoria și să-i urmăriți variata gamă de evenimente culturale.